Cel mai bine poate îmbrăca haina prezidențială Nicolae Ionel Ciucă. Acesta a fost susținut de peste 1.700.000 de români pentru depunerea candidaturii. Un om cu credință față de țară, un familist convins, un președinte cu 4 ani de politică și peste 30 de ani de carieră profesională. Acesta este profilul președintelui de care are nevoie România. Cum trebuie să arate viitorul președinte al României, transmite secretarul general al Partidului Național Liberal, Nicolae Lucian Bode. Așa cum arată Nicolae Ciucă, un om care a jurat că ține cu țara, un om care a jurat credință țării, iar jurământul lui față de țară nu are perioadă de garanție. Este valabil până la sfârșitul vieții. Dacă vă uitați la cum ar trebui să arate haina prezidențială, eu cred că cel mai bine această haină prezidențială o îmbracă Nicolae Ciucă. Nu suntem perfecți, nici unul, nici domnia sa. Trebuie să ne recunoaștem greșelile, să conștientizăm limitele pe care le avem, dar în același timp, uitându-ne la această competiție, sunt absolut convins că pe 24 noiembrie, candidatul nostru, președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, va accede cu votul sălăjenilor, cu votul românilor, în turul al doilea. Noi ne-am bazat astăzi în depunerea candidaturilor la alegerile parlamentare pe 22.500 de semnături date de sălăjeni pentru susținerea listei noastre. La fel s-a întâmplat și pentru președintele Nicolae Ciucă. Peste 23.000 de semnături au ajuns la București din Sălaj pentru susținerea candidaturii domniei sale. Așadar, uitându-mă la cei peste 1,7 milioane de români care au semnat pentru susținerea candidaturii domnului Nicolae Ciucă, am speranța și încrederea că Nicolae Ciucă, odată ajuns în turul al doilea, indiferent cu cine va intra în turul 2 dintre ceilalți contracandidați, va câștiga încrederea majorității românilor și va deveni viitorul președinte al României. Este nevoie de un om cu credință față de țară, un om, un familist convins, un om care, așa cum spune domnia sa, are 4 ani de activitate politică și peste 30 de ani de activitate profesională. Asta în raport cu contracandidații domniei sale, care au raportul invers. În consecință, România cred că are nevoie de un președinte precum Nicolae Ciucă și sunt convins că românii îi vor da încredere. Este obligația noastră a tuturor celor pe care îi vedeți aici și celor de acasă, consilieri locali, consilieri județeni, primari, președintele Consiliului Județean, candidații la alegerile parlamentare, militanții noștri care sunt și astăzi alături de noi, cu toții să ne mobilizăm și printr-o bună organizare și o bună mobilizare, cred că Nicolae Ciucă va ajunge în turul al doilea. Am spus-o și în ultimele zile în întâlnirile noastre cu activul de partid, un filozof turc spune așa: cozonacul din vis este doar vis, nu este cozonac. Așadar, intențiile de vot din sondaje sunt intenții de vot, nu sunt voturi. Intențiile de vot din sondaje pot fi transformate în voturi de Partidul Național Liberal. Și am această convingere, cunoscând acum și în calitate de secretar general modul în care este organizat Partidul Național Liberal.